Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. După 8 ani chinuitori, idolul unei generații, Leo Iorga, s-a stins în brațele soției. Artistul a luptat până în ultima clipă cu boala crâncenă. Drept dovadă stau imaginile cutremurătoare filmate la ultima sa apariție publică. Incident șocant în capitală. Brațul unei macarale s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. 4 oameni erau în autoturismul strivit și au fost transportați la spital, șoferul fiind în stare extrem de gravă. Iar un drog nou face ravagii în cluburile din România. Faraon este o substanță care provoacă moarte, spun ofițerii de la crimă organizată. Stupefiantele ajung prin curier, iar una dintre grupările care le distribuie a fost anihilată. Detalii în câteva clipe la știri. S-au derulat scene șocante în centrul capitalei după ce brațul unei macarale s-a prăbușit pe drum peste o mașină aflată în mers. În autoturismul strivit erau 4 oameni. Pe 3 dintre ei au reușit să-i scoată trecătorii din mormanul de fiare. Șoferul a rămas înțepenit la volan, iar pompierii s-au chinuit o jumătate de oră să-l salveze. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Când m-am dat jos din mașină, am închis portiera, a căzut macaraua. Deci m-a prins și mașina mea, a prins și mașina lui, foarte grav pe lui. Scenele de groază s-au derulat la câteva minute după ora 11. Autoturismul din imagini se deplasa către Calea Victoriei. Din senin, plafonul mașinii a fost zdrobit de o macara căzută chiar peste drum. În mașina strivită erau 4 oameni. Pe 3 dintre ei i-au salvat trecătorii. Eu i-am scos pe soția lui, care nu a pățit absolut nimic, dar era foarte speriată. El era blocat acolo și deja era lovit la cap, era plin de sânge. Și 2 persoane în spate. Din păcate, șoferul rămăsese încarcerat între fiarele îndoite. Pompierii s-au chinuit 30 de minute să-l scoată de acolo. Până la urmă, toate cele 4 victime au fost transportate la spital. Una singură e în stare gravă, spun medicii. Totul se putea sfârși mult mai grav. Norocul victimelor a stat în acest utilaj pe care s-a oprit brațul macaralei. Dificultatea intervenției a reprezentat-o faptul că inițial am fost nevoiți să acționăm cu accesurile din dotare pentru stabilizarea macaralei, pentru că exista pericolul ca aceasta să se prăbușească peste echipajele de intervenție, respectiv peste autoturism. Macaraua pe șenile era folosită pe un șantier din apropiere pentru demolarea unei clădiri. Nu funcționa macaraua? Nu știu, ba da, funcționa. Deci macaraua funcționa. Ridica ceva sau... Nu știu. Locuitorii din zona au făcut mai multe reclamații în legătură cu această lucrare de demolare, însă susțin că nu au fost luați în seamă până acum. Au reclamat vis-a-vis de zgomot și de praf. Deci atât, altceva nu. Autorizația este emisă de Primăria Capitalei, există. Este o zonă protejată. Au umblat la fundație și probabil că au astupat și undeva terenul a fost mai moale. Și venim cu asta, cu șenile din spate, înspre față, spre trotuar, probabil că undeva 2 metri pătați, 3 metri a fost mai moale. Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții participă alături de criminaliști la anchetă pentru a stabili dacă la mijloc e o defecțiune tehnică sau o eroare umană. După 8 ani în care a dus o luptă oarbă cu o boală crâncenă, cancerul, Leo Iorga s-a stins din viață la 54 de ani. A murit în brațele soției, slăbit și neputincios, dar fiecare dintre noi îl vom reaminti drept emblema muzicii rock din România. Ne va fi dor de tine, luptătorule, a fost reacția dureroasă a apropiaților la aflarea veștii triste. Oricât de puternic ar fi fost Leo Iorga și oricât de mult s-ar fi luptat cu boala cumplită care l-a măcinat, organismul său extrem de slăbit a cedat. Inima artistului a refuzat să mai bată, iar el s-a stins pe patul unui centru de îngrijiri paliative din București în brațele soției, care nu s-a deslipit o clipă de lângă el. Doctorii au dat familiei zilele trecute o veste zdrobitoare. Făcuseră tot posibilul și imposibilul să-l salveze, dar s-au predat. Sunt terminată, nu mă pot opri din plâns. Nu am apucat să-i spun cât de mult îl iubesc, puiul meu. Mai aveam atâtea să-i spun. De câteva zile mă ruga să mergem acasă, dar nu puteam să-l duc acasă, pentru că refuza să mănânce. Sunt vorbele dureroase ale soției.
La ultima apariție în public din septembrie, Leo Iorga a urcat pe scena Arenelor Romane în cărucior cu rotile. Cu tremurătoarea imagine a emoționat fanii până la lacrimi. Nu a prea putut cânta, dar le-a zâmbit oamenilor și s-a bucurat de acel moment, ca și cum ar fi știut că e ultimul concert de pe pământ. De 8 ani se lupta Leo Iorga cu cancerul. În 2011 a fost extirpată prima tumoră la plămâni și după câțiva ani în care artistul a fost supus unor tratamente chinuitoare de chimioterapie, boala a recidivat cu o violență și mai mare, cu metastaze la cap și la picior. Fostul solist al legendarei trupe Compact a fost supus mai multor intervenții chirurgicale, iar vreme de 2 ani a făcut și o terapie cu venin în Cuba, despre care specialiștii spun că vindecă sufletul. De fapt, era o terapie care să îl scape de depresie, căci de multe ori se gândise să renunțe. Anul acesta i-a fost montată o tijă în picior și nu mai putea să umble. Din păcate, a făcut și o pneumonie care nu s-a mai vindecat, iar în cele din urmă a murit. Avea 54 de ani. Leo Iorga a fost unul dintre cei mai iubiți soliști din pop-rock-ul românesc. În cele peste 3 decenii de carieră, vocea lui a dat viață unor cântece care rămân testament în tezaurul muzicii românești. Mă voi întoarce singur în noapte, Trenul pierdut, Să te gândești la mine sau Toamnă în sufletul meu sunt doar câteva dintre ele. Artistul are 2 copii care îi moștenesc talentul. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Cele 24 de ore petrecute în libertate de Liviu Dragnea s-au lăsat cu un scandal uriaș. Ministrul Justiției a cerut o anchetă la penitenciarul Rahova. Petre Nechita a urmărit acest caz. Bună seara, Petre. Spune-mi, a fost tratat ca orice alt deținut în cazul acestei permisii? Bun găsit tuturor. Răspunsul este nu, dacă ascultăm pe sindicaliști din penitenciare. Aceștia spun că un deținut obține o permisie pentru o zi abia după un an petrecut după gratii. Înainte este recompensat cu dreptul la mai multe pachete sau la mai multe vizite. Însă, în cazul lui Liviu Dragnea, lucrurile au decurs altfel. Șeful atelierului auto, unde teoretic lucrează fostul președinte PSD, a semnat un referat. Acesta a ajuns pe masa celor din conducerea penitenciarului, iar permisia pentru 24 de ore a fost aprobată mult prea repede, spun reprezentanții gardienilor. Drept urmare, ministrul Justiției, Ana Bircea, culmea, a fost colegă de partid cu Liviu Dragnea, a cerut de urgență o anchetă internă. Dacă sunt descoperite probleme, atunci vor avea de suferit șefii din penitenciare și posibil chiar și deținutul Liviu Dragnea, care e posibil să nu mai aibă parte de astfel de beneficii. Momentan, acestea au fost informațiile. După 2 zile friguroase, vremea schimbă iar foaia. Un val de aer tropical a intrat în România și o încălzește din nou. Astăzi au fost 8 grade mai mult, dar a suflat vântul. La malul mării, pasionații de sporturi pe apă au revenit pe val. Vântul, care a suflat astăzi cu 60 de km la oră, i-a bucurat pe iubitorii de sporturi pe apă. Pasionații de kitesurfing au venit de la sute de kilometri distanță ca să evadeze în larg. Vlad este din Baia Mare. Vântul e un pic cam răfolos și poate un pic cam răcoare, dar e excelent. E soare. Nu e așa multă lume, spotul aici e excelent, e plajă, deci mi-am adus ceai la termos, așa că... Nu am avut vânt în ultimele 2 săptămâni, iar acum urmează câteva zile cu vânt și am venit să ne dăm. Cred că de la jumătatea lunii noiembrie deja va fi puțin cam prea frig pentru a mai intra în apă, dar vom vedea, vom vedea. Cam câte grade să aibă apa acum? Acum aproximativ 16-17 grade. Vremea bună a animat și faleza cazinoului din Constanța. După 2 zile friguroase, astăzi temperaturile au crescut cu 8 grade, astfel că plimbările au fost o adevărată oază de relaxare. Acești tineri din Onești au urmărit prognoza și au dat o fugă până la mare. Vacanță pe litoral. Am o săptămână liberă de la muncă, sunt educatoare și am fugit. Păi și de ce nu la munte? Pentru că îmi place marea. Și am zis de ce nu, să încercăm, să mergem. Ce e de făcut în noiembrie la malul mării? Păi nu știu, mai mult de vizitat, de plimbat pe faleză, de venit chiar la cazinou aici. Uh-huh. Pe plajă nu se poate sta, bate vântul foarte rău. Ce o să mai faceți astăzi? Unde o duci pe prietena ta? La un restaurant, dacă voi găsi unul deschis, bineînțeles, și, nu știu, undeva romantic. Cum ți se pare vremea? Foarte ok pentru plimbat, alergat, făcut sport, făcut poze, privit acest cazinou. Minunat! 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 Iar turiștii se pot bucura, căci vremea se încălzește și mai tare de mâine. Un val de aer tropical năvălește peste România și aduce cu el temperaturi destul de ridicate pentru luna noiembrie. Luni, de pildă, termometrele vor arăta peste 20 de grade în mai multe zone din țară. Tinerii din noile generații sunt tot mai greu de mulțumiți, spun angajatorii, care se lovesc de un fenomen straniu.
plătesc cursuri de specializare și se trezesc fără muncitori. Studiile arată că unul din doi tineri până în 30 de ani își schimbă jobul fără să clipească și nu se vor opri până nu se găsesc ce le place, spun specialiștii. La doar 19 ani, George a schimbat deja 3 locuri de muncă și nu a fost mereu în goană după bani, ci a căutat să-i placă ceea ce face. Nu mă interesează nimic. Adică mă interesează să fac ce-mi place și cum sunt acum frizer, îmi place și aici vreau să rămân. Doar că zicala niciodată să nu spui niciodată li se potrivește mănușă tinerilor din noile generații. Ca gândul și ca vântul își schimbă opțiunile, nu privesc înapoi și nu regretă niciun pas făcut. Dovadă e și acest tânăr care într-un an și jumătate a avut numai puțin de 10 joburi. Nu mi-au plăcut avantajele. Mediul de lucru? Da, 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 multe lucruri. Și acum sunt agent de vânzări directe și asta îmi place cam 50%. Această tânără, în schimb, nu a muncit niciodată în viață, dar știe exact ce vrea. Remote, adică să lucrez de acasă și să pot să călătoresc oriunde vreau. Potrivit unui studiu, aproximativ jumătate dintre tinerii până în 30 de ani vor schimba locul actual de muncă în următorii 2 ani. Și nu pentru că sunt instabili, spun specialiștii, ci mai degrabă pretențioși. Vor să descopere ce li s-ar potrivi cel mai bine, dar și să muncească într-un ambient cât mai plăcut. Pentru că de multe ori la 20 de ani nu știi în ce direcție vrei să te duci și posibil spre 30 de ani să-ți dai seama că ai fi pasionat de un alt lucru. Părinții noștri alegeau să rămână și să nu țină cont de faptul că li s-au schimbat părerile. Tinerii, în schimb, aleg să încerce și altceva. Sunt, a zice, mai curajoși în a face viața lor de carieră să fie așa cum își doresc. Nu sunt dispuși să accepte ușor lucruri care nu sunt în acord cu valorile lor, nu se întâmplă în ritmul în care își doresc ei și atunci fac schimbări mai dese decât suntem obișnuiți de obicei. Fenomenul nu e pe placul patronilor, care spun că investesc bani în sesiuni de training, iar după ce tinerii sunt instruiți, pleacă și îi lasă baltă. Noi, de exemplu, a trebuit pe anumite echipe unde avem preponderent 20-25 de ani ca medie de vârstă să creăm pași de carieră mai rapizi, nu să aștepte un an, doi ani până când să poate să progreseze pe nouă poziție, ci mai degrabă pași mai deși. Specialiștii sunt de părere însă că angajatorii nu ar trebui să se simtă trădați, ci să învețe să facă schimbări, astfel încât locurile de muncă puse la bătaie să fie cât mai pe placul tinerilor. Săpunuri, creme, loțiuni sau balsamuri, produsele obținute din ingrediente naturale sunt tot mai căutate și la noi. Cei care le prepară susțin că natura este o sursă inepuizabilă de comori cu efecte benefice pentru sănătatea tenului și a pielii. Ingredientele chimice folosite în industria cosmetică sunt înlocuite cu succes cu uleiul de cocos sau cu extractul de dovleac ori must. Cu ardei dulce și lavandă, ori cu lapte de capră, săpunurile din imagine sunt alternativa pe care mulți o numesc sănătoasă când vine vorba de produsele de îngrijire din comerț. Chiar dacă arată ca unele obișnuite, cele artizanale au în compoziție ingrediente pe care le găsim în bucătărie. Săpunul Mani este colorat cu spirulină și parfumat cu ulei esențial de mentă. Săpunul Boema este parfumat cu scorțișoară, culoarea este dată de la must. Săpunurile artizanale din unt de shea, de cocos sau din uleiul de ricin ori de măsline sunt blânde cu pielea, nu provoacă alergii și nu usucă excesiv. Chiar dacă este expert contabil de profesie, printre rapoarte și cifre, Mirela își găsește timp să le fabrice manual. Pasiunea pe care a descoperit-o în urmă cu 5 ani îi aduce un câștig în plus, pentru că piața produselor artizanale crește de la un an la altul. În comerț nu există săpun adevărat. Săpunul presupune reacție de saponificare între un ulei și sodă caustică, în urma căreia rezistă săpunul și glicerina. În industria cosmetică se extrage glicerina și se vinde separat. În cea mai aglomerată perioadă a anului, clienții caută parfumurile toamnei, dovleac, must și scorțișoară. Pentru sărbători, Mirela pregătește deja alte arome pe care le pune în forme de brad, stele și clopoței. După acest proces, săpunurile naturale au nevoie de câteva săptămâni să se usuce complet. Am ales să fac un săpun verde pentru Crăciun. Ca și ingrediente am folosit ulei de măsline, unt de shea, ulei de cocos care dă spumă. Mirela se gândește să-și transforme pasiunea în job cu normă întreagă și a început de curând să facă detergenți naturali pentru haine și creme de față. Prețurile produselor artizanale sunt ceva mai mari decât cele pe care le găsim în comerț.
Salariile prea mici, comparativ cu viața tot mai scumpă, fac din calea străinătății una fără de întoarcere. În marile orașe ale Europei, ai noștri câștigă într-o lună cât ar fi luat aici în trei, iar fenomenul exodului creează un gol uriaș în piața muncii. Cel mai recent studiu de specialitate arată că un angajator din patru se gândește să importe angajați ca să acopere deficitul. Ca mulți alți medici, Robert a luat drumul străinătății, în urmă cu două luni, și se gândea că în Paris va fi primit cu brațele deschise. 10.000 de euro pe lună ar fi urmat să primească de la angajator, o locuință de serviciu și cursuri de limba franceză. Numai că la destinație a realizat că promisiunile au fost, de fapt, minciuni. Banii pe care ar fi urmat să-i câștige erau puțini, spune el, iar condițiile de cazare, altele decât cele la care se aștepta. După ce am ajuns acolo la două zile, am hotărât să mă întorc. Mi-am promis ceva și nu s-au ținut de cuvânt și am zis că este mai ok să mă reîntorc în țară, nu recomand nimănui să plece. Vlad, în schimb, caută de luni de zile să se angajeze ca bucătar și, pentru că nu a găsit oferta care să-l mulțumească, își caută de lucru printre străini. Pe site-urile cu anunțuri de angajare din străinătate a găsit joburi destule și, cel mai probabil, va alege să se stabilească în Marea Britanie. Dacă va avea noroc să-și găsească de lucru, va câștiga în jur de 3.000 de euro pe lună. Nu-mi convenea salariul, și m-am gândit să mă angajez pe șofer de tir, pentru că e salariul mai bun, am un văr care e plecat și e mulțumit de ceea ce faci. Marius și-a împlinit visul, dar în Spania. Din banii pe care îi câștigă lunar din curse, a reușit să ridice o casă în localitatea natală. Chiar dacă îi va fi greu să stea departe de familie, va pleca înapoi la muncă printre străini. Nu stresat, nu duc grija banilor de mâine, cu banii din afară îmi permis să-mi fac o casă aici, să-mi iau o mașină. Și aici nu-mi permiteam. Tot mai mulți români vânează anunțurile postate de companiile străine pe platformele de angajare. Salariul nu este deloc de neglijat, ba chiar reprezintă criteriul de bază la care se uită aplicanții atunci când își depun candidatura online. La o simplă căutare pe această platformă de recrutare găsim o mulțime de anunțuri. Cele mai multe oferte sunt pentru Franța, Germania sau Marea Britanie, iar domeniile în care se găsesc cele mai multe joburi sunt IT, personal necalificat sau sănătate. Conform unui anunț postat pe un site de profil, cei care vor să se angajeze ca îngrijitori de bătrâni în Germania ar trebui să aibă cunoștințe minime de limba germană și să prezinte referințe de la ultimele locuri de muncă. Viitorii angajați ar putea primi 1.500 de euro pe lună, iar suma ar putea crește raportată la nivelul de germană al aplicantului. Cei mai bine plătiți sunt însă specialiștii în IT. Pentru un senior PHP developer în Anglia, cerințele sunt mai multe. Candidatul ar trebui să aibă cel puțin 4 ani de experiență în domeniu, să fie familiarizat cu tehnologia HTML ori JavaScript, să cunoască limba engleză la perfecție și să-i fie ușor să lucreze în echipă. Cei care obțin jobul primesc peste 4.000 de euro pe lună. Creaturile fantastice vor cuceri castelul Bran. În această seară, casa contelui Dracula este deschisă pentru cea mai mare petrecere de Halloween din România. Ce surprize îi așteaptă pe petrecărezi, ne spune de la Brașov Adrian Jătăreanu. Bună seara, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Este liniște în acest moment la Castelul Bran, însă peste doar câteva minute edificiul va fi cucerit de tot felul de creaturi ale nopții, dar și de personaje fantastice. Și asta pentru că în seara asta la Bran se sărbătorește Halloween-ul. Gazda unui asemenea eveniment nu putea fi altul decât Contele Dracula. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ne-ați primit! Cu mare plăcere. Cu ce îi așteptați pe oaspeții care vin în seara asta la castel? Oaspeții care vin în seara asta vor avea parte de vin roșu, vor avea parte de bomboane, dulciuri, copiii, vodcă neagră, cei care au curajul să coboare în tunelul timpului, și o mare petrecere care va avea loc în curtea castelului, pregătită de ajutoarele mele, bineînțeles, moroi, strigoi, vrăjitoarele, și ținând cont că este singura noapte în care legenda se întâlnește cu istoria, am invitat un prieten drag, Vlad Țepeș, pe care s-ar putea să-l zăriți prin curtea castelului sau prin castel. În același timp, petrecerea are loc și la restaurantul castelului. Așa că vă invităm care doriți să veniți. Trebuie să le spunem telespectatorilor că în seara asta turiștii care ajung la Castelul Bran vor avea parte de un tur nocturn cu tot felul de efecte speciale. Tur care va ține până la ora 24. Un mesaj pentru oaspeți? Îndrăzniți! Eu vă aștept!
Satele românești care atrag sute de mii de turiști anual sunt subiectul unui reportaj în celebrul ziar spaniol El País. Sunt localități mici, unele dintre ele sortite dispariției, care au știut să se reinventeze și să devină atractive pentru vizitatorii din toate colțurile lumii. Acum sunt pline de pensiuni înfloritoare și de turiști de peste mări și țări. Ciclurile naturii marchează ritmul vieții în Breb, un sat maramureșan autentic, scrie celebrul cotidian spaniol El País, care dedică un articol celor mai frumoase sate românești. Deși nu găsiți aici castori, așa cum ar spune numele localității, e plin de vaci, oi și porci, animale esențiale pentru economia locală, notează jurnaliștii spanioli. Îl face așa de frumos oamenii locului în care încă păstrează tradiția, casele frumoase din lemn. În Breb, localnicii sunt întotdeauna bucuroși de oaspeți pe care îi așteaptă cu așternuturi parfumate cu lavandă și mâncare atât de bună de i s-a dus vestea în lume. Turiștii vin de peste mări și țări pentru tradițiile păstrate aici. I feel like a little girl. It was good and the tops like this. I feel sweet. We travel thousands of miles away to Romania. Colorful people. It dictates my mood. So colorful mood, yeah, happy, very happy in Romania. Cei care vin aici se pot caza în căsuțele scoase parcă din poveștile bunicilor. Pensiunea noastră are 5 dormitoare, acesta este unul dintre cele 5. Ele sunt decorate în stil tradițional. Și satul Șirnea din județul Brașov a fost inclus în lista întocmită de jurnaliștii El País. Acesta este primul sat turistic din România, titlu câștigat în anul 1960. Turiștii care ajung aici iau la pas ulițele satului, fac drumeții prin pădure, dar pot vizita și muzeul satului. Un șir lung de scări pornește din centrul satului și urcă până pe acest deal unde se află biserica ce poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Oamenii locului spun că aici, înainte ca această clădire să fie ridicată, exista o fostă bisericuță de lemn. Casele amplasate aici colo, pe dealurile din sat, dau impresia că la Șirnea timpul parcă a stat în loc. Turiștii sunt fascinați de frumusețea locului, care își păstrează farmecul în toate anotimpurile. Față de zona noastră, de unde venim noi, unde nu se mai păstrează absolut nimic, aici totul se păstrează. Drumul ne-a impresionat, ne-a plăcut. Am mai vizitat așa sate, chiar în zonă, peștera, da. Măgura. Pentru că satul atrăgea tot mai mulți turiști, localnicii și-au transformat casele în pensiuni. Florentina Chirciu, de exemplu, a modificat locuința în care a copilărit și a amenajat camere unde poate primi oaspeți, dar și o bucătărie pe care le-o pune la dispoziție turiștilor. Aici servez masa, bucătărie utilată, frigider, aragaz, tacâmuri, tot ce au nevoie. O cameră dublă la pensiunea Florentinei poate fi închiriată cu 100 de lei pe noapte. Turiștii care ajung aici își pot petrece timpul în foișor, unde respiră aerul curat de munte, sau pot încinge grătarele pe care pun produse proaspete cumpărate de la țăranii din zonă. Cu puțin ajutor de la natură am putea avea pe mesele de anul nou tomate crescute în pământ românesc. Vremea blândă de până acum le-a dat curaj producătorilor din zona Buzăului să spere că vor avea ce recolta până la sfârșitul lunii decembrie. Prețul va fi pe măsură. Din primăvară și până la începutul iernii, tomatele produse în solariile din comuna buzoiană Movila Banului ajung în toate piețele agroalimentare din București și Buzău. Unul dintre furnizori este Marius Cristea, un tânăr care duce mai departe o afacere de familie. A produs primele roșii de Paște și speră să prelungească perioada de recoltare până la Crăciun. Cât de rezistente sunt tomatele? Rezistă la primele două brume, să zicem așa, fiind spațiu protejat. Dacă vor rezista până în iarnă pe tarabe, tomatele românești se vor vinde mai scump. O știe și Dan Enache, fermier din Limpeziș, care deține o suprafață întinsă de tomate în solarii. A înființat mai târziu o parte din culturi, tocmai ca să întârzie cât se poate de mult recoltarea. Este sigur că va avea roșii și în decembrie și îndrăznește să spere că va culege și înainte de sărbătorile de iarnă. Până pe 5 decembrie, cu ajutorul Dumnezeu și cu ce le mai ajutăm și noi, până pe 5 decembrie, sigur o să avem roșii de la noi. Dacă la tomate perioada de recoltare depinde de condițiile meteo, nu la fel este și la trufandale. Fermierii buzoieni au înființat deja culturile de verdețuri proaspete care vor ajunge de sărbători pe mesele românilor. Pentru sărbători avem produse românești, salată, ridichi, spanac, usturoi, ceapă verde. Avem de sărbători, de Crăciun, de Revelion avem, până la Sfântul Ion. Verdețurile se vor vinde la legătură sau la bucată, iar prețurile vor porni pe tarabe de la 3 lei pentru ridic și ceapă, iar spanacul ar putea ajunge chiar și la 10 lei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici.
Urmează Ce faci în weekend? Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753-123-133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Sunt Cristian Sabah, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.